Pentru a asigura funcționarea lor, familia a folosit peste 28 de kilometri de instalație și 15.000 de cabluri. Atracția principală a reprezentat obradul de peste 18 metri, împodobit doar cu luminițe multicolore. Australienii spun că au început să investească în instalații de iluminat pentru Crăciun încă acum 4 ani, fiind motivați de copiilor. În ciuda faptului că au fost întrebați în repetate rânduri cât au cheltuit ca să-și transforme casa într-o adevărată poveste, australienii nu au divulgat suma.